Salutare, salutare, dragilor! Astăzi avem un nou remediu împotriva căderii părului și anume uleiul de usturoi. Vreau să vă spun că uleiul de usturoi este un remediu natural care în ultimul timp a căpătat o importanță foarte, foarte deosebită în ceea ce privește remediile împotriva căderii părului, deoarece s-a dovedit a fi foarte eficient în toate tipurile de păr și cel mai bine este faptul că rezultatele sale sunt vizibile în câteva zile. De asemenea, utilizarea uleiului de usturoi pe păr este ideală pentru a îmbunătăți sănătatea părului, dar ajută și la vindecarea infecțiilor și a ciupercilor produse pe scalp care influențează slăbirea părului. După cum știți, usturoiul este un antibiotic natural. De asemenea, utilizarea regulată a acestui ulei este bună pentru a activa circulația sanguină a acestei părți a corpului și astfel pentru a crește stimularea foliculilor de păr. Bun, am făcut așa o introducere, iar acum haideți să vă prezint ingredientele. Avem nevoie doar de două ingrediente și anume ulei de măsline, dragilor, 100 de grame, și 4 căței de usturoi. A mei sunt destul de mari, uitați așa. Dacă aveți usturoi mai mici, dublați cantitatea, desigur. Bun, acum ce o să facem? O să tăiem usturoiul mărunt. Acum vom pune crăticioara pe foc, la foc foarte mic, vă rog, foc minim. Vom adăuga uleiul de măsline și usturoiul tăiat mărunt. Și vom lăsa cratița pe foc până se înfierbântă uleiul. Da, la foc foarte mic, uitați, eu l-am pe 3. Îl lăsăm așa. Când se înfierbântă uleiul, luăm cratița de pe foc. Când vedem că uleiul începe să se înfierbânte, uitați, nu iasă fum nici din ulei, iar usturoiul nu și-a schimbat culoarea. La mine vreau să vă spun că a trecut mai mult de o jumătate de oră până a început acest proces, deci l-am lăsat la foc foarte, foarte mic. Acum oprim focul și lăsăm uleiul și usturoiul să se răcească. Cum vă spuneam, este foarte important ca uleiul să nu se înfierbânte, deci să nu iasă fum, iar usturoiul să nu își schimbe culoarea. Bun, deci acum am oprit focul și lăsăm uleiul și usturoiul să se răcească. După aceea o să-l punem într-un borcanel. Acum vom pune uleiul cu tot cu usturoi într-un borcanel. Așa. Vom închide acest borcanel și îl vom pune la loc întunecat timp de 24 de ore. Deci într-un dulăpior unde nu umblăm, 24 de ore trebuie să stea la loc întunecat. Au trecut cele 24 de ore, iar acum vom strecura uleiul. O să-l punem în alt borcanel. Așa. Iată usturoiul ce culoare are. Dacă îl probați, acest ulei trebuie să aibă un puternic gust de usturoi. Iar acum o să vă arăt usturoiul aici, uitați, deci se face, este foarte moale, da? După ce a stat 24 de ore. Bun, acum să vă spun cum folosim acest ulei.
luăm puțin ulei cu mâna și îl aplicăm cu un masaj delicat pe tot scalpul, vă rog, îmbibăm foarte bine scalpul cu acest ulei. Îl acoperim, acoperim capul cu o cască de duș sau un prosop. Lucrul acesta îl facem seara, da? Înainte să mergem la culcare. Lăsăm părul și scalpul așa îmbibat cu acest ulei până a doua zi dimineața, când o să ne spălăm părul cu șamponul obișnuit. Bun, aceasta este cea mai eficientă metodă. Acum, voi, dacă preferați să o faceți înainte de a merge la culcare, trebuie să aplicați acest ingredient mai devreme, astfel încât va trebui să treacă cel puțin 2 ore ca acest ingredient să stea pe păr și scalp pentru a putea să acționeze bine asupra părului. Pentru a observa rezultatele în câteva zile, este important să facem acest remediu de cel puțin 3 ori pe săptămână. Acum, cu toate acestea, dacă observați că părul dumneavoastră începe să arate gras, trebuie să reduceți utilizarea, deci la 2 zile pe săptămână. Ce vreau să vă mai spun despre acest ulei, dragilor, utilizarea regulată a acestui ingredient are foarte mari beneficii, este foarte eficientă, deoarece, cum vă spunem, ajută la îmbunătățirea sănătății părului, a scalpului, ameliorează mâncărimea și arderea scalpului, evită subțierea părului și repară părul deteriorat și, de asemenea, întărește rădăcinile părului. Acest ulei, vreau să vă mai spun că poate dura până la o lună fără refrigerare și până la 2 luni în frigider, dacă este păstrat în frigider. Dar această cantitate o terminați mai repede de o lună, dacă îl folosiți, cum vă spuneam așa, de 3 ori pe săptămână. De asemenea, vreau să vă mai dau un sfat, dragilor. Vreau să vă spun că părul, un păr puternic și sănătos, trebuie să fie completată această terapie cu o dietă echilibrată, exerciții fizice și, de asemenea, de un consum mare de apă. Nu uita să beți cel puțin 2 litri de apă pe zi. Bun, dragilor, cam acesta a fost tutorialul. Sper că v-a plăcut, sper să folosiți acest ulei care, într-adevăr, ajută la creșterea părului. V-am spus cum trebuie să-l utilizați, cum trebuie să îl faceți, așa că acum depinde de voi dacă îl încercați. Vă pup, vă iubesc, ne auzim la următorul tutorial. Ciao, ciao, pupici!